Salut! La sugestia unui internaut, astăzi o să învățăm cum putem să punem pe un suport extern sistemul de operare Windows 10. De ce am dorit oare să punem pe un suport extern acest sistem de operare? Păi am să vă prezint un singur caz. În momentul în care primești un laptop de la serviciu și nu vrei să amesteci treburile personale cu cele ale serviciului, o cale foarte simplă ar fi aceasta, și anume să-ți instalezi pe un suport extern sistemul de operare Windows 10 pe care să-l folosești în weekend sau seara acasă, pe care să-ți pui parolele de la mail-urile personale, pe care să-ți pui programele pe care le folosești în uz personal, fără să amesteci cu sistemul de operare care îl folosești la serviciu, unde ai parolele de la serviciu, conturile de e-mail de la serviciu, programele pe care le folosești pentru serviciu. O cale foarte simplă pentru a avea două sisteme de operare pe același device, pe același laptop, ar fi aceasta. Îți instalezi pe un suport extern Windows 10 sau alt sistem de operare Windows pe care îl folosești în scop personal, iar la serviciu te duci cu același laptop, dar vei avea sistemul de operare de la serviciu și cu programele necesare serviciului. Este o cale foarte simplă de a nu amesteca serviciul cu viața personală, zic eu. De asta mi-am propus în acest tutorial de astăzi să instalăm un sistem de operare pe un suport extern, aici intrând fie un SSD extern, fie un hard extern sau, în caz de nevoie, chiar pe un stick USB. Cel mai bun și cel mai ușor sistemul de operare ar rula pe un SSD extern. Asta înseamnă fie pe USB, fie pe Type-C. Dacă nu avem această posibilitate, atunci ar fi bun și un hard extern pe discul clasic sau, dacă nu, chiar pe un USB stick, deși la acesta v-aș recomanda să fie cel puțin 3.0 sau chiar USB Type-C pentru o viteză mai mare. Mă refer la stickurile USB acele albastre colorate sau USB Type-C mufa ovală. Asta vă spuneam pentru o viteză sporită. Bun, prima dată pentru a putea să instalăm sistemul de operare pe un USB extern, vom merge pe internet și vom avea nevoie de o imagine ISO a sistemului de operare Windows. Cel mai ușor este de descărcat de pe site-ul Microsoft prin Media Creation Tool. Vedem că ne duce chiar pe site-ul Microsoft. Și de aici vom descărca acest programel. Vă spuneam Media Creation Tool. Este un programel foarte simplu și intuitiv. Vom avea ceva de așteptat. Eu voi merge tot pe varianta Windows-ului și Microsoft în limba română. Acum fiecare alege ce vrea. Aici vom citi termenii licenței care se aplică și dăm pe acceptare. Chiar dacă descărcăm Windows-ul de pe site-ul Microsoft, acest lucru nu ne scutește de o eventuală licență. Licența de Windows tot trebuie, chiar dacă noi îl descărcăm de pe site-ul Microsoft, îl folosim.
Aici am să vă las pe fiecare dintre voi să vă descurcați cum știți, fie cumpărați o licență de pe site-urile noastre, fie fiecare se descurcă cu licența. Aici vom bifa, creați un suport fizic de instalare. Da, pentru că pe mine asta mă interesează, să am Windows pe un fișier ISO. Dăm următorul. Aici vom avea de selectat limba, ediția și arhitectura sistemului de operare. Probabil fiecare va merge pe Windows 10 și arhitectura, cel puțin toate laptopurile noi suportă arhitectura pe 64 de biți. Dacă aveți un laptop mai vechi, atunci veți lua pe 32 de biți. El aici deja mi-a propus ceea ce am eu nevoie pentru calculatorul pe care fac acest lucru. Dăm următorul. Pe mine nu mă interesează, nu veți bifa aici unitate flash USB, ci bifăm din cu aceea două opțiune și anume fișier ISO. Și apoi dăm click pe următorul. Mă întreabă unde să-l salvez, eu am să-l duc direct pe desktop. Salvare. Aici probabil că va dura ceva timp. Este nevoie să descarce toată versiunea de Windows de pe serverul Microsoft pe calculatorul meu. În paralel, am să-l las pe acesta să descarce. În schimb, noi vom descărca un mic utilitar care ne va ajuta să facem stick-ul USB sau hardul USB cu sistem de operare pe el. Iar acest utilitar se numește Win2USB. Deci Win2USB. Dați căutare și m-am să-l iau chiar de la ei. Știu că aveau și site-ul lor. Acceptăm regulile și voi descărca de aici ultima variantă a acestui utilitar. Ia să vedem. Imediat se termină de descărcat și Windows 10. Atenție, aici vorbim de două sisteme de operare independente, deci nu vor avea și nu vor interacționa unul cu celălalt și în același timp vor putea rula independent în momentul în care butăm de pe fiecare. Deja a terminat de descărcat. Aici putem să închidem acest Media Creation Tool, pentru că de aici încolo vom continua cu programelul pe care tocmai l-am descărcat. Deci aici voi da terminare. Și voi deschide programelul nou descărcat. Vom rula acest program Win2USB, dar ca administrator. Deci dăm click dreapta pe fișier și executare ca administrator. Aici voi merge pe limba engleză pentru că nu cred că are altceva. Suntem de acord cu termenii și licența. Vedem că deja și-a creat iconița pe desktop. Închid fereastra lui.
Vă spuneam că voiam să instalez pe un stick USB acest sistem de operare. Eu aveam disponibil acum un stick de 16 giga și programelul mi-a dat eroare că nu sunt suficienți 16 giga, așa că ne reorientăm și vom instala acest sistem de operare pe un SSD extern prin USB Type-C. Voi deschide programul Win to USB. Voi selecta de aici sistemul de operare de pe desktop Windows ISO, ce tocmai l-am descărcat. Vedem că el aici ne arată toate versiunile care sunt disponibile pe acest disc ISO. Eu voi merge pe versiunea Home, fiind ceva mai mică și mai simpluță, pentru fiecare acasă, cred că este suficient Windows Home. Asta dacă nu aveți cumva vreo licență de Windows Pro. Aici voi da un refresh, apoi îmi arată ROG. Este vorba de SSD-ul extern pe care l-am eu. Vine programelul cu această cerință aici, și anume pentru ce vreau să folosesc sau, de fapt, cum vreau să butez, cum vreau să fac fișierul de boot. Cei care aveți laptopuri sau calculatoare mai vechi, va trebui să mergeți pe varianta EMBR, for BIOS. Cei care aveți UEFI, puteți merge și pe noul GPT. Sau putem să mergem pe varianta EMBR, Master Boot Record for BIOS and UEFI, da? Adică să fie pentru ambele variante. Eu voi merge pe cea de-a treia variantă, dar care nu este disponibilă în varianta free a programului Win to USB. Atunci voi merge pe varianta Master Boot Record for BIOS. Cei care vreți să-l aveți, deci va trebui să mergem ori pe UEFI, ori pe BIOS, în varianta free a programelului. Cei care vreți să mergeți pe ambele variante, văd că necesită varianta premium, deci cea cumpărată, licență. Aici vom da să continuăm. Automat va fi nevoie să formateze acel SSD pe care eu voi instala sistemul de operare. Deci dacă aveți date de salvat de pe el, mai degrabă le salvați înainte, pentru că este posibil să se piardă. Da, deja mi-l arată discul 3, pentru că la mine despre el este vorba, de 900 de 931 de giga. N-am să merg pe varianta asta să-l parolez sau alte cele. Eu am să merg pe varianta lui standard. Deci, vom da next. Ei bine, vedem că deja începe instalarea sistemului de operare pe suportul SSD extern. Vă spuneam că la mine este conectat pe un USB Type-C. Aici, bănuiesc, contează de viteza fiecărui device pe care veți vrea voi să instalați acest sistem de operare. Tot procesul de scriere a sistemului de operare a durat vreo 5 minute, în jur de 5 minute. Deja vom putea da exit din acest programel. Yes. În momentul de față, dacă voi merge pe acest SSD extern,
Deja vedem că apare sistemul de operare, apar fișierele sistemului de operare și în mod clar la o butare, la un restart al calculatorului, dacă voi selecta să buteze de pe acest SSD, voi putea rula în noul sistem de operare Windows 10 pe care l-am instalat pe acest SSD. Vă spuneam, pe el puteți să vă instalați programe separat față de ce aveți pe cel de serviciu, puteți să faceți absolut orice setări doriți de pe acest sistem de operare, pentru că ele nu interacționează și nu transmit ceva de la unul către celălalt. Sunt două sisteme total independente. Sper că v-a fost de ajutor acest mic tutorial, iar dacă întâmpinați alte probleme, nu ezitați să mă contactați. Să fiți atenți doar la butare, da? Să acolo trebuie avut puțin tel grijă, eventual făcute setările în BIOS, astfel încât să buteze întâi pe USB, iar abia apoi pe hard disk-ul laptopului. Dacă faceți aceste setări, nu veți avea niciun fel de probleme, pentru că la deschidere el va buta prima dată pe USB-uri, dacă există vreun dispozitiv pe USB-uri. Dacă nu găsește sistem de operare pe USB-uri, atunci va reveni la cel clasic de pe hard disk-ul interior al lui. Succes!